această perioadă a înflorit una dintre cele mai frumoase și spectaculoase plante ornamentale de grădină, și anume hortensia. Acest arbust originar din Japonia are peste 80 de specii, dintre care mai bine de 20 le găsim în seara doamnei Angela Hirbu. Anul acesta am extins soiurile care le avem în seara noastră. Avem mult mai multe soiuri de hortenzii pentru tăiat. De asemenea, am extins foarte mult colecția de hortenzii de grădină. Hortensiile au nuanțe de alb-roz, mov sau albastru. Aceste flori minunate au capacitatea de a-și adapta culoarea în funcție de locul în care sunt plantate și de pH-ul solului. De grădină avem la fel foarte multe soiuri. Avem soiurile care sunt mai rotate și mai mari în diametru, mai puțin în înălțime. Foarte bun sort este sortul Everbloom. Îl avem în culoare roșie, roz, alb și albastru. Aceste soiuri sunt foarte rezistente, cresc, fac o tufă de un metru în diametru și circa un metru jumătate în înălțime. Clar că asta în timp, după ani de zile. La fel avem un soi care este foarte interesant, este soiul Black Steel. La fel avem culori roze, albastre, albe. Acesta este un soi care crește mult în înălțime, în decurs de un an. Anul acesta, colecția de hortensii a fost completată cu soiul Aisha. Florile au formă sferică și diametrul de 3 cm. Petalele sunt asemănătoare cu ale celor de liliac. Mai avem de asemenea un soi interesant de hortenzie care înflorește în două culori. Este vorba de Magical Revolution și culoarea lui este o combinație de roz cu verde. Mm-hmm. Toate hortenziile spre toamnă iau culoarea verde. Iar dacă floarea nu vă deranjează, nu trebuie să o tăiați, în octombrie-noiembrie ea va deveni din nou roșie, roză. Hortensiile de grădină sunt rezistente la temperaturi scăzute de minus 15 grade Celsius, dar în primii 2 ani de creștere este indicat să fie protejate prin învelire. În cazul în care vreți să plantați în grădină un astfel de arbust, țineți cont de câteva sfaturi. Să alegeți un loc care are semi-umbră. Ar fi bine să fie soarele dimineața sau soarele de seară, dar să nu fie soarele la amiază. De asemenea, este bine ca să fie plantați pe lângă coniferi, unde pământul este mai acid, ceea ce foarte mult le place la hortenzii. Încă o condiție este ca ele să aibă suficientă apă. Hortensiile pot fi plantate și în ghiveci, însă în timpul iernii se recomandă să fie mutate într-o încăpere călduroasă și să nu fie udate în exces. În caz contrar, există riscul să piară. Pentru hortenziile tăiate, durata vieții este aproximativ de 10-14 zile. Dar înainte de a pune hortenzia într-o vază, ar fi bine să o înmuiați chiar cu capul în apă, ca ea să se hidrateze foarte bine. Și codița să fie un pic tăiată, desfăcută la jos, la tijă, ca să bea apă cât mai mult. Ele sunt iubitoare de apă. Pe lângă faptul că sunt ușor de îngrijit, hortensiile înfloresc de la începutul verii până la sfârșitul toamnei, ceea ce le face potrivite pentru o grădină armonioasă.